Colega noastră, Dana Bârsan, aici prezentă, le-a transmis și pe adresa pe care ne-a indicat-o ieri în discursul public, traianbasescu@presidency.ro. Nu că Traian Băsescu ar mai conta. El nu mai contează, nu mai înseamnă nimic nici pentru PD, nici pentru Alianța România Dreaptă. De altfel, domnul Cezar Preda ne-a și spus că e foarte deranjat că trebuie să comenteze lecțiile de dirigenție interminabile pe care domnul Traian Băsescu le dă. Însă noi constatăm că în această campanie ne batem în principal cu domnul Traian Băsescu, nu cu PD-ul sau cu Alianța România Dreaptă, pentru că ei nu există practic în spațiul comunicării publice. Din mesajele de astăzi, noi l-am rugat pe domnul Traian Băsescu, dacă tot dorește să fie un comentator avizat al fenomenului politic, să răspundă la cele 15 jafuri ale guvernării Partidului Democrat Liberal. Jaful de la hidroelectrica, 1 miliard de euro. Băieții deștepți din energie. Jaful de la Otchim, generat de echipa Roibu, Videanu, Băureanu. Jaful din fondurile europene, Pozdru. Jaful de la ANRMAP, condus de doamna Cristina Trăilă, prietena mea foarte bună. Cu această ocazie îi transmit încă o dată domnului Horea Georgescu, prin intermediul dumneavoastră, că poate Agenția Națională de Integritate pe care o conduce se va sesiza asupra temelor pe care le-am indicat în cel puțin 2 conferințe de presă apropo de Agenția de Autoritatea Națională de Reglementare în materie de achiziții publice. Și că n-are poate domnul Horea Georgescu o memorie, o abordare chiar atât de selectivă. Jaful din zona Institutului Cultural Român, unde constatăm că ideologii de serviciu ai regimului Băsescu au trăit pe bani publici foarte buni. Jaful de la Poșta Română. Jaful de la ANAF, jaful de la Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate, jaful de la Ministerul Economiei, Compania Națională a Huilei, Planul Național de Dezvoltare a Infrastructurii, Departamentul Românilor de Pretutindeni, CNADR. Da, sigur, noi vom transmite toate aceste mesaje politice pe mail domnului președinte Traian Băsescu, în speranța că în intervențiile sale publice va răspunde acestor teme de care este în mod egal responsabil cu guvernele precedente. Întrebări. Asta trebuie să întrebați electoratul, nu pe noi. Nu, dar e clar cu cine dialogăm noi. Mă rog, dialogăm, nu poate nu-i cel mai potrivit cuvânt. E clar cu cine ne batem noi. Nu ne batem cu ARD-ul, nu ne batem cu PDL-ul, nu ne batem cu ăla mic cu capul mare, ci cu președintele Traian Băsescu. Dar se vede în sondaj o diferență față de prima parte a campaniei, pentru că nu a ieșit în avalanșă declarații și acum a doua parte, când se vede în sondaj o diferență mai mult. Nu, eu cred că electoratul va înțelege foarte clar că votul de pe 9 decembrie
este un vot pentru sfârșitul regimului Băsescu. Alte întrebări? Nu sunt. Mersi. Scurt și cuprinzător. Mersi.